Într-o comună de lângă Urziceni, toată lumea face Kempo, de la primar la copiii de 3 ani. Aproape 80 de copii se antrenează la Gârbovi, o comună cu 3500 de locuitori. Sala a fost deschisă de un campion mondial de Kempo. Îmbinăm plăcutul cu utilul, ne ducem și la servici, venim și la sală. Și primarul vine și el să se antreneze. 3 ani are cea mai mică practicantă de Kempo. Unde este mai greu, la primărie sau în sala de Kempo, la domnul Marian? Este destul de greu și la primărie și în sala de Kempo. Cine ți-a făcut kimono? Mami! Și mami e luptătoare de Kempo? Da! Campionul mondial la Kempo o antrenează și pe fata lui. Anne Marie a luat 3 medalii la mondial. Pot să spun că m-am născut în sală, că am crescut în sală, dar foarte profesionist fac de 7-8 ani. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.